Bă, tu ești sigur că știi pe unde mergi? Da, bă, cum să nu? Ți-am spus că e drumul pe aici. S-o luăm pe la dreapta, după aia dreapta, dreapta, stânga, stânga. Bă, nu-i bun GPS-ul, nu-i bun. Bă, nu vezi nimic de ploaie. Te rog frumos, ai grijă că o să. Bă! 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 Ți-am spus, bă, ai grijă cum conduci, pentru că și așa nu știi să conduci, că ți-ai furat permisul de conducere, nici măcar n-ai făcut școala de șofer și am căzut. Pentru că ți-am zis, pune GPS-ul, deschide lanterna, deschide farurile, nu vezi nimic de ploaie tu. Nu, că știu, că știu eu pe unde merg. Ești prost. Păi, da, păi mai ținut de vorbă, că dacă nu mă țineai de vorbă, vedeam și mergeam, uite așa frumos pe aici și mă duceam așa frumos ca băiatul. Nu am căzut așa ca pămpălă, uite-o leacă ce e acolo. Bă, ai căzut direct, bă, nu te mai duce, mă, că acolo o să te arunci așa, bă, că te cunosc, bă, o să te împiedici, o să cazi, nu te mai duce, bă, încolo. Bă, nu o să mă împiedic, uite, stau pe ploaie undeva abrupt și nu o să mă împiedic. Bă, te rog, bă! A, aici, nu! A căzut! Ajută-mă, te rog frumos, deschide portbagajul să schimbăm roata, pentru că ai făcut pană, bă, la cum ai căzut acolo. Schimbă, pune roata de rezervă, dă-i cu ranga aia acolo să scoatem roata. Bă, ce rangă, ce roată distrusă, eu nu văd nicio roată distrusă, pană. Bă, ai spart, mă, cauciucul bun, bă, tu ești nebun la cap, că trebuie să schimbăm și pe ăla acum. Păi, acum e pană, nu? Și uite, pană, pană acum și la asta. Bă, nu mai sparge, mă, bă, la asta, bă, bă, oprește-te, oprește-te, intră în mașină, te rog, fă liniște, intră în mașină, stai acolo. Așa? Că schimb eu, ok? Trage okay. Frâna de mână să nu se ducă la vale mașina, atâta tot. Stai, ce să trag? Frâna de mână, trage frâna de mână, că care scade mașina. Care frâna de mână? Bă! Am găsit-o, stai! Bă, ăla-i claxonul, e claxonul, bă, frâna de mână! Frâna de mână! Frâna de mână! Am găsit-o! Hai, bă, odată, bă, să ajungem în sat, că mă plouă, bă. Bă, deci mi-a intrat apa până în chiloți, mă, că mergem pe jos, pentru că cineva ne-a pierdut mașina! Păi, dar văd că ți-a intrat apa în chiloți, că mergi cam cocoșat. Normal că merg cocoșat. Bă, tu n-ai idee ce baltă am între bucile astea. Hai odată să intrăm la adăpost. Scoate-mă telefonul ăla și spune-mi, în primul rând, de ce am venit aici? Am venit aici în primul rând. Dați-mi voie ca să vă explic de ce. Datorită faptului intermediar, fiindcă căci, stai să-mi scot telefonul. Ce faci? Îl sun pe Ben. Alo, Ben! Am ajuns aici unde mi-ai spus să vin aici cu ceaurică ăsta, alo? Ok, să mai sun o dată, că nu-l las eu așa să pleci de la el, că el m-a pus. Alo, Ben, ai spus că să venim aici să-l salvăm pe Tony, că dacă nu o să-i faci ceva foarte rău. Mi-a închis iarăși. Păi de ce am venit aici? Să te am ieri acasă, da? Și cât timp erai tu pe acolo, nu știu ce, prin bucătărie, m-a sunat Ben și mi-a spus că l-a răpit pe Tony și că l-a duce aici și că o să-l omoare. Dar mie mi-a spus asta seară și ți-am zis abia azi. Bă, e incredibil. Tu iar ai stat aseară până târziu să te joci Roblox, așa e? Așa e, din păcate. Bă, moare Tony, mă, l-omoară Ben și la tine e mai important să faci Robux. Păi da, fiindcă Robux și-i făceam ieri, că era event, dar acum Tony poate să reziste. Mamă, tu dai seama ce dă lui Tony, cât chidei, scoate tot mațul din el. Păi ai odată, nu o să mergem să-l salvăm. Tu dai seama că Tony guiță acum acolo, cred că eu dacă la porc îi dă în casa aia. Săracul Tony, bă, cred că aud guițăturile din casă. Da, bă, uite ce guiță, Tony! Păi ai odată după el, unde, de unde vine? Da, păi, dar nu știu, cred că de aici. Alo, bună ziua! Mamă! Bă, ce faci, mă, mi-ai închis ușa! Bă, nu ți-am închis eu! Bă, dar nu mai închide, mă, ușa! Bă, dar nu ți-am închis eu ușa! Bă, chiar ăsta fii! Bă, ajutor! Deschide ușa! Cioc, cioc! Cine-i? Lasă tarul! Bă, aud din casa aia guițăturile. Hai să intrăm! Bă, da, ne trebuie arme mai întâi, uite. Sunt arme aici după cutiile astea, stai că o scot acum. Am scos-o. Ia uite, lopata i-a dus. Mamă, ce-i dau, uite așa-i dau, uite așa-i dau. Bă, poate dacă n-ai dat cu lopata la mine în cap și ai dat lui Ben ăla că-ți spar capul ăla, vino încoace, mă, că-ți dau cu lopata în cap de... Vino, mă, încoace, mă, vino încoace, bă, unde pleci, mă, că îți spar capul ăla. Și atunci Dumnezeu a zis, luați și mâncați că e gratis, vă spun. Bă, lasă prostia la mă și hai să intrăm odată, mă, cu lopețile astea intrăm, îi dăm lui Ben în cap și îl salvăm pe Tony. Hai, sperăm. Spargem tot în Benul ăsta, intră. Dar nu stai, nu deschidem ușa, trebuie să-i dăm ca deschide, bă, jandarmeria. Ușa, bă, alo, jandarmeria, am intrat, care sunteți? Tony, unde ești? Pe aici, cred că se aude, încet. De acolo. Gata, să nu ne dai de gol, fă liniște, să nu zici nimic. Alo, Ben, suntem noi, Ben! Ai, capul meu! Voi lei ce e aici, bă, tu vezi ce se întâmplă, bă! Da, avem o singură opțiune, să salvăm pe Tony, vino coace, Ben! E mobila asta aici, dă-i, că asta l-o răpi pe Tony. Rupe mobila asta, vino coace, mușcă din mobila, Bun, gata, hai! Mamă, uite-l pe Benul ăsta! Ben, vino coace! Pablito, se pare că sunt singur, nu-i nimic, Tony, te răzbun! Tony!
Bă, ești, ești acolo, ești acolo că-ți bagă cuțitul. Bă, fii atent, fii atent, facem ceva, facem ceva. Bă, nu mai sparge, mă, totul pe aici, mă, în jurul meu, nu mai sparge. Nu mai sparge, e dai la dulap, dai la dulap. Sparge tot, geamul, sparge. Bun, gata, gata, liniște, 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 că vine poliția, vine poliția. Dăm foc, dăm foc. Acum îți dau foc, acum îți dau foc. Pregătește-te. Pablito! Pablito. Sunt ca șopârla. Pablito, șopârla, sart. Dăm foc, dăm foc, sart ca focurile iadului. E sigur, e sigur de asta? Da, da, nu uneți cum am un fraier. Foc, iadul mă așteaptă. E fără de întoarcere, e fără de întoarcere dacă o faci asta. Fără de întoarcere, vreau 70 de ani de ghinion. Bine! Șopârla. M-am întors. Ca șopârla. Șobolanu! Bun, ascultă-mă, am niște grenade în mână speciale. Bun, ești gata, fii atent. Da. O aruncăm. A scăpat-o, a scăpat. Dă-te, dă-te. Unde-i grenade? Bomba! Gata, uauleu. Stai așa că-i dau. Păi, i-am dat. Ascultă-mă, ne concentrăm, da? Mă concentrez, da. Uite-te în ochii mei, Cine e cel mai tare? Tu ești cel mai tare! Tu ești cel mai tare! Sparge! Mi-a dat cu scaunul în cap, Ben! Auleu, măcar am ajuns pe saltelic aici! Bă, gata, bă, gata, hai, intră repede, că nu mai e Ben, a fugit! Repede, Tony, a venit ambulanța, repede pe Tony, uite, nu mai respiră Tony, l-a scos toate matele, fix ca la porc, Tony! Uite-te la el, săracu, doamne, cum arată, bă, pune-l repede, pune-l, Tony, mai ești ok, Tony, stai niniștit, chiar dacă nu vorbești, îți dăm noi chestii bune să te faci bine, pune-l acolo repede pe saltea, pune-l pe saltea, acum îl pun, stai, Tony, te pun în poziția, în cea mai comodă poziție care ai putea să stai, uite așa. Stai, acum îl pun. Bă, ce faci? Bă, spar capul ăla! Spar capul ăla! Bravo, bă, în sfârșit am făcut o misiune cum trebuie. În sfârșit ne-a ieșit tot. L-am omorât pe Ben, l-am salvat pe Tony și totul e în regulă. Așa-i, Tony? Bă, ce faci? Tony, ești bine? Bă, nu-i facem o poză, mă! Bă, dacă acum e cel mai frumos, e Tony în habitatul lui natural. Tony, te simți bine? Păi eu zic că e foarte bine. Să-i dă la drum! Haide, Tony, că știu că poți să-i tai frățică. Bă, l-ai lăsat pe Tony aici! Bă, vine înapoi! Am uitat să leg roapa! Hai, da peste el, bă! Bă, dacă... Oprește-te, mă, că dacă nu-l omori tu, l-omori tu! Am înțeles, bă, am uitat să leg de mașină. Pune-l, mă, leagă-l de mașină. Bă, strigi mașina, mă, omule. Pune-l pe Tony acolo cum trebuie. Gata, Tony, frățică, ești pus bine. L-ai asigurat, ok? Da. Bun, acum care-i planul acum? Stai, bă, nu mă uita, mă, care-i planul? Ce facem? Bă, mergem pe pod și acolo este un medicament, cred. Poți să nu știu, salvăm noi pe pod acolo, numai că ideea este trebuie să mergem pe pod. Stai așa, lasă-mă să intru și eu în mașină. Dă-i pe pod, dă-i pe pod odată. Pe pod îi dau, frățic, uite la... Bă, ne-ai răsturnat! Dă-te jos din mașină că ne-ai răsturnat! Tony ne-a răsturnat! Bă, uite ce-i făcut, bă, un metru n-a reușit să merge. Bă, Tony, bă, ești ok? Uite ce-i faci lui Tony, bă, omule. Da, eu zic că mai este o șansă. Tony, frate, uite ce, acum. Bă, stai, bă, m-ai lăsat. Tony, frate, eu știu. Bă, partea bună, acum am tras frâna de mână. Tony! Bă, uite-te, bă, ce face Tony, mă! Bă, Tony, ești ok? Bă, Tony vrea să scape! Tony, pentru binele tău să stai pe salteluța asta! Tony, nu mai fă urât! Stai așa, bă, ăsta ne atacă, mă! Bă, ce-i făcut, mă, că l-ai supărat? Uite-te la el! Bă, Tony, gata, l-am blocat! Tony, frate, gata! Bă, nu cred că e ok! Fii atent, sună la Ben, că poate ne ajută el, ok? Sună. Hai că sun! Sună! Ben, avem o problemă foarte mare, suntem aici pe pod cu Tony, mi-a închis. Păi normal că ți-o închis, că nu ai știut să vorbești, trebuie să-l iei ca pe un frate, mă înțelegi? Dacă-l sun acum, ca pe un frate. Yo, Ben, ce faci, frățică? Iau-te-l pe Tony aici, ai șmecherii tare, frate, nu? Ok, eu nu-l mai sun. Tony, trezirea, fă-te bine odată, Tony! Haide, frate, fă-te bine, iau-te-l pe Tony, Tony! Bă, stai, am o idee. Ascultă-mă aici, avem un avion, în tunel acolo. Da. Îl luăm și zburăm în America, la cele mai bune spitale, ca să salvăm pe Tony, ok? Da. Tony, ai auzit? Te facem bine, frățică! Păi nu cred că te ajută, mă, nu-l ajutăm! Unde merge, Tony? O, Tony, o să cazi! Bă, repede, bă, e grav, e repede! Până nu cade Tony, Tony vrea să se arunce, hai, repede!
Păi mai trage-mă după el, mă, bă, hai repede. Bă, stai, mă sună Ben. Stai. Alo? Bă, nu se poate, mă, așa ceva, bă. Bă, e groasă. E groasă. A zis că trimite forțe după noi să ne bată, că îl vrea înapoi pe Doni. Aoleu, ce forțe mai trimite? Aoleu, aoleu. Bă, nu știu ce forțe speciale a zis, dar a zis că trimite ceva ce n-am mai văzut până acum. Bă, dar se aude deja ceva. Bă, nu-i bine, bă. Aoleu, bă, a venit Ben Gengu. Ben Gengu, e Ben Gengu aici, bă, scoate ceva și du-te, bate, bate tu, du-te. Luați de aici, Ben Gengule, luați de aici, aaa. Și acum, forța specială al Pablito, te dubaginei cu ranga, Bă, Ben ne interzice să intrăm acolo la avionul nostru, bă, dar am găsit ambulanța asta cât era eleșinat și după ce te arunca peste pod, îl băgăm repede pe Tony aici în spate, vin un coace, uite, îl securizăm. Ouleu, stai că am intrat în mașină, m-a dat jos, scuze. Îl băgăm pe Tony aici în spate, repede îl securizăm, îi băgăm branulica acolo, pac, în venă, băgăm în venă, înțelegi? Și dăm cu mașina. Bine, hai Tony, vin un coace cât îi face mini, frate, dar cum îl băgăm acolo? Bagă-l, lipește de mașină, lipește de mașină. Acum. Acum Tony, lasă-l așa, lasă-l așa. Gata, Tony, gata, e perfect, e perfect. Hai în mașină repede, hai în mașină. Bă, lasă-mă pe mine să conduc, lasă-mă pe mine să conduc. Vino coace, vino coace. Hai că Tony nu prea e bine acolo. Ce așa, faci, hai, mă, bă, e bine Tony? Da, da, e foarte bine, hai. Gata, mă lași pe mine să conduc că da, noi știm ce-ai făcut tu, da? Da, eu am făcut chiar foarte bine, că eu văd ai ce faci tu. Ai făcut bine, acolo. Hai, lasă-mă în pace că mergem la cel mai apropiat spital, ok? Păi, un zid de forță în spate. Ce zid de forță în spate să fie, bă, că am trecut de el, bă, că ai zid de forță. Wow, m-a lovit ceva. Bă, se aude da, ceva, Tony, se aude ceva Tony. Bă, se aude ceva la motor, ce-ai făcut? N-ai băgat benzină, așa-i? Wow. Bă, aoleu, nu mai ajungem. Cum pornești girofarul aici? Dă-i pe H. Gata, 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 că acum e ok. Tony, o să-și dea bine, seama, frate. O să-și dea seama, gata, pe aici ai drumul. Wow, 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 pe aici ai drumul, wow. Suntem un flăcă, am luat foc, am luat foc. Stai așa, nu te panica, nu te panica. Fă-ți o cruce, fă-ți o cruce, roagă-te la Domnul. Două cruce, bă, mi-era sete și am bun motorina. Ce-ai făcut? Am bun motorina. Bă, băi, cred că e urgență, urgență grav, dar e urgență pentru noi, ce se... Wow, wow, nu te mai mișca, nu te mișca, te rog frumos. Tu ce faci, bă, acolo, bă? Bă, mă uitam la Tony. Tu îți dai la labă, așa-i? Bă, tu se mișcă mașina de la cât îți dai, bă, oprește-te. Oprește-te, nici mă, că nu mă uit, nu mă face să mă mai uit, că e grețos ce se întâmplă acolo. Aoleu, iartă-mă, nu puteam, că-l bă, pe Tony acolo, ghesuit. Bă, bă, nu te mai mișca, că cădeam cu mașina, am căzut. A reușit, bă, am făcut în sfârșit rost de avion, dar ce dracu l-ai pus așa pe Tony aici, bă, de ce nu vrei să-l punem în spate? Bă, stă mai comod așa și în plus mi-o zic că-l doare spatele, am vorbit acum cu el, dar au adormit la loc. A, și așa îi bate și briza când o să zburăm și așa poate îi face mai bine aerostare, răcoros, da? Da, da, așa. Bine, bine, fac. hai să conducem repede, vino, urcă-te, urcă. Bă, dar te-ai gândit că poate nu vedem din cauza lui, uite-te cum stă. Bă, asta e problema acum că nu vedem, lasă-l pe Tony, se simte comod, că e fratele nostru. Da, bă, dar eu trebuie să zbor, bă, eu trebuie să zbor, nu o să văd pe unde zburăm. Tu îți dai seama de chestia asta? Las că te ajut eu, te ajut eu. Mă ajut tu? La dreapta, la dreapta. Unde la dreapta? Wow! Aoleu, stai așa că rezolv. Stai așa, gata, hai că îi dăm iară. Ești sigur că avem destulă motorină să decolăm? Hai că poți! Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, bombardați butonul de like, subscribe, share și comment și ne vedem în viitoare. Popești, cosclepești, mua, pa, pa!